Intrarea în vigoare, începând cu 12 noiembrie, a dosarului electronic al pacientului a stârnit un nou val de nemulțumiri din partea medicilor de familie, care consideră că în condițiile în care SIUI aproape nu funcționează de mai bine de 2 săptămâni, a venit cu această obligativitate înseamnă o imensă bătaie de joc la adresa celor care lucrează în sistemul de sănătate. Dr. Angela Bica, vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț, exprimă nemulțumirea oamenilor în halate albe față de această nouă anomalie a sistemului medical. O să intre în vigoare, că nu merge prețul, că doar SIUI-ul ăsta este legat de platforma informatică. Nu ai acceptul lui ca să îi transmit datele medicale. De asemenea, nu știu de ce casa are nevoie de toate datele, casa fiind asigurator. De ce asiguratorul trebuie să știe datele medicale ca să facă triaj ce îți plătește și ce nu îți plătește? Nu mi se pare corect. Nu știm cine are acces la aceste date medicale. Mi s-ar părea mai normal ca datele medicale să fie la Ministerul Sănătății, iar asiguratorul, care este Casa Națională, să dispună numai de un volum minim de informații medicale. Sistemul informatic unic integrat, așa numitul SIUI, are în componența sa sistem de rețetă compensată, sistem de card de sănătate, sistem de validare a serviciilor medicale, dosarul electronic fiind o componentă a sistemului informatic. Procedurile de acces la dosarul electronic al pacientului nu sunt la îndemâna oricui, o care nu are acces la un calculator și care nu știe să-l folosească. Da, păi vă dați seama. Da, dar sistemul ăsta este, deci sistemul unic integrat, are sistem de rețetă compensată, are sistem de card electronic, sistem de de validare și aceasta, dosarul electronic, este o componentă a sistemului informatic. Medicul de familie trebuie să obțină acordul pacientului că este transmit datele, dar eu iau acordul pacientului că îi transmit datele, dar nu știu cui le transmit, lui tata mare. Cine beneficiază de aceste date? Cine se poate uita în el? Pe urmă, pacientul vine, îi semnează acordul, îi mânez matricea, el în termen de 3 zile trebuie să ducă să-și introducă o parolă formată din 6 cifre. Pe care să o țină minte și în momentul în care își accesează dosarul medical să poată să intre. Dacă în termen de 3 zile nu își introduce parola, matricea se anulează și când vine la următorul doctor, iar dă-i și păi acord, iar păi matrice și tot așa, ne transformăm în aici. Și mai tranșant în declarații este medicul de familie de la Bâra, doctorul în medicină, Filip Panait. Acesta susține că în timpul mandatului fostului președinte Traian Băsescu a trimis la Cotroceni un memoriu prin care a demonstrat că introducerea dosarului electronic al pacientului este un element de vulnerabilitate a sistemului de apărare națională a României, deoarece informațiile vor ajunge pe mâna inamicilor țării care le vor folosi pentru a acționa împotriva acesteia. Eu am atras atenția de pe când era președinte domnul Băsescu. I-am trimis un memoriu în care i-am spus că este un act de trădare națională să pui informații strict confidențiale pe un server la care se poată avea acces dușmanii României din exterior. Și să nu spună nimeni că nu li poate spate nimeni serverul, ar trebui să se uite în America la campania electorală când i-au spart serverele doamnei Clinton și a departamentului de stat și le-au făcut publici pentru toată lumea. La fel se va întâmpla și cu dosarul electronic. Informațiile vor ajunge prin mâna inamicilor României și vor ști ce boală are fiecare cetățean, astfel încât se poate să acționeze împotriva României. Dacă cunoști bolile, poți să blochezi aprovizionarea cu anumite medicamente vitale. Dacă știi istoricul unui pacient, poți să-l compromiți din punct de vedere social sau politic, făcând
informațiile și poți să știi câți militari potențiali are o țară. De aceea consider că este un act de trădare națională, că nu poți să spună s-a implicat deloc, memoriul n-a fost prelucrat, n-a fost introdus în CSAT, deși se știe că în istorie au existat bătălii câștigate doar pe baza unor informații legate de starea de sănătate a populației din societate. Marea problemă a momentului este aceea că sistemul informatic unic integrat se află în comă și nu poate fi accesat nici de medici decât noaptea. Pe de altă parte, aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural și nu poate avea acces prea ușor la un calculator. Introducerea dosarului electronic al pacientului a fost refuzată de țări ca Germania, în timp ce politrucii de la București așteaptă ca pacienții din România să fie cobai. Are și dosarul electronic, pentru că toate sunt împreună, și observând eu că nu putem să ridicăm rețetele în platforma informatică, că de două săptămâni nimic nu merge, practic sistemul este în comă, mă întreb și eu cum o să funcționeze dosarul electronic de sănătate, că noi muncim și noaptea acum. Și vă imaginați dumneavoastră că zice că e în folosul pacientului. Nu este în folosul nimănui, pentru că 50% din populația țării este în mediul rural și cel puțin 40% nu știe să folosească un calculator. Dar nu trebuie să mai genereze nu știu ce matrici de securitate și să intre și să facă. Deci sistemul acesta este pentru ca noi să vindem secrete medicale cu autorizații de la guvern, un guvern de trădători, o țară de trădători, care după ce au vândut păturile la austrieci, la oricui o da bani, acum vând sănătatea oamenilor, companiilor multinaționale. În realitate, accesul la dosar va fi permis celor care au bani. Adică vor face studii, așa zise, studii de caz, vor intra în platforma informatică pentru că legea le permite să facă studii clinice și vor furniza informațiile companiilor multinaționale care vor produce medicamente de necesitățile României și vor putea să șantajeze România la prețuri și la orice. Germania au refuzat să se conformeze unei astfel de directive, că ideea a venit nu de la Uniunea Europeană, ci prin Uniunea Europeană, de la marile companii farmaceutice care vor să câștige bani mulți pe seama proștilor de români. Da. Și guvernul nostru, nu numai ăsta de acum, sunt guverne de trădători. Pe de altă parte, medicul Filip Panait susține că până acum dosarul pacientului stătea sub cheie la medic, care nu-l dădea nimănui. Impunerea de către stat a legii dosarului electronic încalcă Constituția României, drepturile pacientului ca om. A căror secrete medicale vor apărea prin presă, că vor apărea din dosarul acesta. Unii din ei poate au avut sifilis, poate au avut SIDA, poate au avut alte boli care nu trebuie cunoscute de populația întregii țări. Și acum, cu dosarul acesta de sănătate, se va ajunge în piața publică, știți? Atât e de secret dosarul ăsta, încât la moară și la frizerie. Medicul Filip Panait susține că eficacitatea dosarului electronic al pacientului va fi zero, dar gravi se pare faptul că țara va putea fi târâtă și în procese la CEDO pentru încălcarea drepturilor pacientului. Așa cum astăzi se scurg în presă tot felul de informații din stenogramele DNA-ului, de pildă, la fel se poate întâmpla și cu dosarul unor pacienți celebri, ale căror boli vor fi expuse în piața publică, susține medicul Filip Panait.